Ionel Istrati se întrece pe sine. Ultimul său videoclip a adunat în 10 zile vizualizări record. Cât de mulți internauți au accesat videoclipul piesei Cine sunt eu, vă spunem în câteva minute. Ultimul videoclip lansat de Ionel Istrati a adunat în 10 zile tot atâtea vizualizări cât alte producții ale interpretului într-un an. Artistul se poate lăuda că noua piesă a fost accesată de peste 1 milion de ori, în ciuda unor critici primite de la ascultători. Piesa Cine sunt eu a adunat 1.087.000 de vizualizări la 10 zile de la lansare. Penultimul videoclip lansat de Ionel Istrati iarna trecută a adunat într-un an cu doar 600.000 mai mult. Ultimul videoclip a fost realizat la temperaturi arctice de până la minus 35 de grade în regiunea Yamal din Siberia. Imaginile ilustrează viața băștinașilor de acolo, în prim plan însă apare Ionel Istrati. De altfel, producătorul Iurie Badicu a declarat la emisiunea O Seară Perfectă că s-a acordat o prea mare atenție imaginii interpretului în producția video. În replică, Istrati spune că s-a obișnuit deja cu astfel de critici. Piesa Cine sunt eu a fost scrisă de compozitorul Alexei Palamarciuc, autorul hitului lui Blue Tebea. Ionel Istrati nu a vrut să ne spună cât l-a costat videoclipul.